Și o să vedeți că odată cu curriculum o să anunțăm și o inițiativă de open access, de acces deschis la resurse educaționale, care vom merge de acum încolo foarte mult. Și mai vreau să spun un lucru, de asta sunt aici și să ascult, pentru că educația este un laborator prea complicat. Deciziile luate afectează societatea în ansamblul ei, sunt milioane de elevi, sunt sute de mii de profesori, sunt familiile lor și, până la urmă, rezultatul a ceea ce facem noi ca intervenții politici publice în educație se văd după aceea la nivel de societate.